Rezultatele studiului despre care vă vorbesc dau cu totul peste cap știința convențională. Concluziile lui au fost publicate în revista Advances în anul 1993 și cu siguranță au bulversat mediul științific. În acei ani 90 ai secolului trecut, oamenii de știință din cadrul armatei americane au vrut să verifice dacă emoțiile umane au efect asupra celulelor vii, în special asupra ADN-ului, după ce aceste celule nu mai fac parte din corpul nostru. Pentru a verifica o astfel de posibilitate, specialiștii au luat un eșantion de țesut din gura unui voluntar, pe care l-au izolat într-o altă încăpere din aceeași clădire, la 100 de metri distanță de subiect. După aceea, voluntarului căruia i s-a luat țesut biologic din gură, I s-au prezentat o serie de imagini video menite să-i provoace rapid emoții autentice. Astfel, i s-au prezentat scene dramatice de război, scene erotice și alte imagini video cu încărcătură emoțională puternică. În același timp, în cealaltă încăpere, aflată la o distanță de 100 de metri, se făceau măsurători asupra celulelor sale și asupra ADN-ului pentru a se urmări reacțiile. Astfel, s-a descoperit că atunci când persoana donatoare experimenta vârfuri sau scăderi emoționale, celulele sale și ADN-ul său, prezentau o reacție electrică puternică chiar în momentul respectiv, deși între subiect și țesutul donat era o distanță de 100 de metri. Evident, experimentul a deschis orizonturi noi, bulversante. Cu toate acestea, așa cum se întâmplă adeseori, armata a declarat oficial că nu îl mai continuă. Dar cât de naiv am putea fi încât să credem că succesul unui experiment bulversant duce la suspendarea cercetării? Cu siguranță, armata a continuat cercetările, ferită de ochii presei și ai opiniei publice. Totuși, cel care a inițiat experimentul, Dr. Cliff Baxter, un cercetător care a realizat mai multe lucrări de pionierat, având ca temă modul în care intențiile omului afectează plantele, i-a relatat lui Greg Braden. Autorul cărții Matricea Divină, faptul că plecând de la studiile inițiale făcute împreună cu armata americană, el și echipa lui civilă a continuat experimentele pentru distanțe și mai mari de până la 560 de kilometri. Rezultatul a fost același. Reacția electrică la nivelul celulelor și ADN-ului separat de corp se producea exact în aceeași clipă în care apăreau vârfurile sau scăderile emoționale la subiectul donator. Măsurătorile de timp au fost făcute cu ajutorul unui ceas atomic din Colorado, care a pus în evidență că intervalul de timp măsurat între emoțiile subiectului și răspunsul electric din ADN-ul aflat la 560 de km distanță era zero. Efectul apărea instantaneu. Practic, experimentul dovedește că distanța este irelevantă. Poate să fie oricât de mare, efectul va fi întotdeauna instantaneu. Realizați ce întrebări tulburătoare se nasc din reușita unui astfel de experiment? Haideți să le punem și să vedem dacă avem răspunsuri la ele. Prima întrebare. Prin ce mediu s-a transmis emoția cu o astfel de precizie și la o astfel de distanță? Știința convențională, materialistă, nu are răspunsuri la o astfel de problematică și ori va nega, ori va ignora rezultatele experimentului. Și asta deși, cu mult înainte, genialul Max Planck, fondatorul mecanicii cuantice și laureat cu premiul Nobel pentru fizică, afirma următoarele: Citez. Întreaga materie și are originea într-o anumită forță și există numai în virtutea acesteia. Trebuie să admitem că în spatele acestei forțe există o minte conștientă și inteligentă. Această minte este matricea întregii materii. Despre această matrice, Greg Braden spune că avem toate argumentele științifice să o considerăm forța și energia care leagă toate lucrurile din univers indiferent de distanța dintre ele. Poate că acesta este răspunsul. Poate că acesta este mediul prin care circulă emoțiile și informația. A doua întrebare. Dacă viteza luminii de 300.000 de km pe secundă este limita maximă în univers, cum poate circula comunicarea dintre un om și țesutul său aflat la mare distanță, instantaneu, adică mai repede decât viteza luminii? Răspunsul ne este oferit de o altă descoperire a fizicii, entanglementul cuantic. Să vă explic foarte pe scurt. Fizicienii au spart un foton în două particule separate, două particule gemene cu proprietăți identice, după care au pus cele două particule la o distanță de 22 de kilometri una față de cealaltă și au rulat experimentul. Coordonatorul proiectului, Nicolas Ghisin, a explicat rezultatele așa. Citez. Ceea ce este fascinant este faptul că fotonii entanglați formează unul și același obiect. Chiar și când cei doi fotoni gemeni sunt separați geografic, dacă unul dintre ei este modificat, celălalt foton suportă automat aceeași modificare. Așadar, savanții ne spun că cei doi fotoni, indiferent de distanța la care sunt separați, funcționează ca și cum ar fi un singur obiect, și orice influență exercitată asupra unuia se transmite instantaneu asupra celuilalt. Iar această concluzie, care sfidează știința convențională, ne sugerează, la rândul ei, existența unei forțe, a unei energii misterioase care leagă toate lucrurile din univers și pe care fizicianul Max Planck o numea matricea întregii materii. Și a treia întrebare. Dacă emoțiile intense pe care le-a trăit subiectul experimentului armate americane s-au transmis celulelor și ADN-ului său instantaneu, chiar dacă țesutul său era dus la sute de kilometri distanță, oare dacă am exercita o influență asupra țesutului, am obține efecte asupra donatorului acestuia? Răspunsul este afirmativ, iar aplicațiile de acest fel sunt dezvoltate de știința radionicii. Aparatele radionice creează o influență asupra unei amprente biologice, păr, salivă, unghii, pentru a genera anumite fenomene pozitive asupra celui căruia îi aparțin aceste amprente biologice. Și uite, așa, granițele fizicii se sparg neîncetat, iar orizonturile care se deschid sunt fascinante. Din păcate, știința este încă dominată la nivel mondial de reprezentanții conservatori ai fizicii mecaniciste, așa că acest gen de revelații sunt greu de digerat pentru aceștia, și, în consecință, unele dintre ideile expuse aici sunt taxate ca pseudoștiință. Dar viitorul cu siguranță va impune noua și corecta perspectivă asupra Universului, aceea a unui univers inteligent în care toate lucrurile sunt legate între ele.